bună seara! Aș vrea să vă captăm puțin atenția. Suntem la o nouă expoziție, Dumitru de Bostan. O expoziție luminoasă, plină de culoare, cu un perete vesel românesc și cu un alt perete, a fi sau a nu fi, grecesc. Dar eu când mă uit la Sfânta Irina, îmi aduc aminte de toate datoriile și așa că las pe domnul Emil să ne spună mai multe despre expoziție, nu înainte de a-l felicita din partea colegilor din filială. Primul lucru pe care vreau să-l spun e că Dumitru Bostan, Luțu între prieteni, face expoziția la care suntem prezenți după ce a scos acest album. Album care a însemnat mai degrabă un stimulent pentru el decât o copertă care se închidă activitatea. Dar nu numai ăsta e lucru pe care vreau să-l subliniez, ci și faptul că în album veți găsi variante ale lucrărilor din expoziție, ceea ce înseamnă că expoziția practic e o prelungire, o preocupare continuă a artistului. Ștefan a observat că avem două capitole, două tipuri de cromatică, de lumină și tematic. Avem două capitole în expoziție, dar până la urmă contează mai puțin narativul din rame, de pe simezi, cât contează o manieră pe care Luțu Bostan a reușit să o impună și prin care îl putem recunoaște în orice împrejurare. Știți de altfel, pentru că ăștia suntem cam toți, sau cea mai mare parte dintre oamenii care frecventăm expozițiile în galerii sau la muzee, că în acest moment și într-un interval foarte scurt, la Piatra Neamț, avem o expoziție la Muzeul de Artă, care e o desfășurător, așa, un compendiu al istoriei artei românești, și mâine o să vedeți la Muzeul de Istorie, să vă deschid o expoziție care și ea adună cam ce e mai bun la ora asta, vârfurile care se arată, care lucrează în pictura românească și în grafica românească contemporană. Ei, în acest context, această expoziție, trecând prin ea, ne spune imediat că Luțu Bostan stă foarte bine în istoria artei și în arta contemporană. Adică printre înaintașii pe care îi avem la Muzeul de Istorie și printre contemporanii lui pe care îi puteți vedea la Muzeul de Istorie, veți recunoaște imediat amprenta Luțu Bostan în cromatică și în tușa lui. Ceea ce vreau eu să remarc este o înclinație intelectualistă, și cred că a mai spus lucrul ăsta în pictura lui, chiar dacă formal avem de-a face cu peisaje sau cu naturi statice, felul în care, de aceea spuneam că nu prea contează subiectul, felul în care își tratează subiectele și temele e unul intelectual care probabil vine, dar spun probabil, din Paladi, este cel care până la urmă a
a deschis în, în arta românească, bine cultivată și alimentată de școala de la Barbizon, mai ales prin Grigorescu, în fine, a venit Paladi și a, a pus o amprentă intelectuală, a deschis acest subcapitol în arta românească. Nu are el multă treabă cu Paladi, decât în sensul ăsta că există un intelectualism și intră tot acolo în felul în care își tratează subiectele. Și încă un lucru interesant, eu nu știu, pe care vreau, cred eu că e interesant, pe care vreau să-l spun, nu știu în ce măsură în colecțiile din Piatra Neamț există, sau cine are tablouri de ale lui Luț, în afară de mine. Așa, și, și în țară. Pentru că există, există o limită, citeam recent lucrul ăsta, pe piața românească și nu numai românească, e un fenomen, un fel de plafonare a demersului artistic din cauza gustului colecționarilor, care la rândul lor, sigur, și-l formează prin contaminare, prin posibilități de achiziții, prin educații, instrucții și așa mai departe. Ei, iată că mi se pare mie că Luțu Bostan nu răspunde la lucrul ăsta, el își vede de treabă și treaba oricui, colecționar sau altceva, să îl privească, să-l aleagă sau nu. Nu fabrică, pentru că și în expoziția de la, mai degrabă în cea de la Muzeul de Arte decât în cealaltă de la istorie, o să vedeți, sunt lucrări interesante, autori notori și așa mai departe, dar sunt și lucrări care circulă pe piață, care sunt dictate de colecționari. Știm, naturi statice cu flori, peisaje, etc., etc. Nu, el... Luțu Bostan este un colecționar. El își... Da, e propriul său colecționar, putem spune și așa, el își vede de, de treaba lui și asta, asta este un, o încercare pentru un artist. Pentru că, sigur, artistul trăiește în lumea asta și în limitele pe care lumea îi le pune. Treaba lui și a tuturor este să lupte cu, cu limitele astea. Și lui îi iesă și mai iesă câtorva artiști din Piatra Neamț lucrul ăsta, chiar dacă Piatra Neamț e un oraș mic, chiar dacă sunt puțini artiști, chiar dacă e numai galeria asta care e cum e, ei forțează mereu nota și reușesc să, să iată, să ajungă să aibă propria manieră, să impună, să intereseze și să surprindă când ies în București, în, în galerii, cum s-a întâmplat recent cu Ștefan Potop, să surprindă lumea, ceea ce este un lucru foarte interesant. Mai multe nu are rost să spun, pentru că îl cunoașteți, îl știți, îl iubiți, pot să-l mai felicit. Mulțumesc! Mai expoziția deschisă. Deci,